Bună ziua! În acest videoclip vreau să încerc să mai răspund la câteva dintre întrebările pe care mi le-ați mai pus pe acest canal prin comentariile dumneavoastră. Îmi pare rău, am avut o perioadă destul de aglomerată, n-am reușit să răspund efectiv la comentarii, dar sunt aici. Am revenit. Voi încerca să răspund prin videoclipuri, dacă nu am timp să răspund efectiv, să vă scriu un răspuns particular la comentariul dumneavoastră. Dar azi vreau să încep să adresez aceste întrebări, să răspund la aceste întrebări. Una dintre întrebările pe care le-am primit pe canal sună cam așa, că de o vreme persoana care întreabă are un șuierat în piept, dar numai seara când se întinde în pat. Ce ar putea să reprezinte acest lucru? Să știți că să vă dau un răspuns la aceste simptome foarte precise este foarte, foarte dificil, pentru că problema maximă în medicină este că nu, un simptom nu definește o boală. Și asta este ceva foarte, foarte important de înțeles. Dacă aveți un anume simptom, nu înseamnă neapărat că e egal cu boala Y. Deci, simptomul X nu e egal cu boala X. Deci lucrurile sunt ceva mai complexe. Totuși, ce aș putea să răspund aici ar fi că nu neapărat este întotdeauna o problemă respiratorie. Respirația șuierătoare poate să apară din multe, multe motive. Poate să fie legată de asmul bronșic, poate să fie legată de BPOC, poate să fie legată de alte probleme respiratorii care nu sunt neapărat acestea, poate să fie legată de asemenea de insuficiența cardiacă și să știți că Aici aș putea să mă îndrept mai mult cu acest răspuns, pentru că, în general, persoanele care șuieră în momentul în care se întind în pat seara, este posibil să aibă un grad de insuficiență cardiacă. Dar nu e neapărat tot timpul acesta uh, motivul. Deci, ca să vă dau un răspuns mai nuanțat, v-aș sugera, în primul rând, să mergeți la medicul de familie. Dacă aveți simptome care vă deranjează, care vi se par că un pic nu sunt normale pentru dumneavoastră sau dacă se agravează în timp, nu ezitați niciodată să mergeți la o consultație la medicul de familie sau măcar să-i dați un telefon să vedeți dacă e ceva ce vă îngrijorează, pentru că trebuie să luați în considerare și alte lucruri. De exemplu, eu ca medic m-aș gândi dacă persoana care m-a întrebat are această respirație șuierătoare când se întinde se în pat, dar eventual are și picioarele umflate, m-aș gândi mai degrabă că are niște probleme cu inima decât cu respirația. Dacă, în schimb, nu există nicio problemă cu inima, totul a fost reglat, totul este normal, m-aș gândi într-adevăr dacă nu este poate o problemă respiratorie. Și aici poate ar fi necesare, nu știu, o spirometrie, o radiografie, etc. Lucruri pe care ar trebui să vi le recomande un medic după ce v-a consultat, pentru că simptomele sunt doar începutul. O consultație la medic se desfășoară cam așa: simptome, apoi consultație la medic unde vi se ascultă plămânii, se face un examen clinic, etc. și apoi se recomandă niște teste precum radiografie, spirometrie, EKG, ecocord, etc. Lucruri pentru a confirma o suspiciune care a fost evocată de medicul respectiv. Când facem analize doar. Așa, din senin, este posibil să nu alegem analiza potrivită pentru a pune diagnosticul corect. Deci dacă aveți simptome care vă supără, din nou vă spun, vorbiți cu medicul de familie pentru a putea să fiți dirijat acolo unde trebuie și pentru a face explorările care contează și care pot să vă ajute și să ajungeți pe drumul cel mai scurt la un diagnostic. Vă mulțumesc! Și rămâneți pe acest canal, mai uitați-vă la celelalte videoclipuri, pentru că încerc mereu să răspund la întrebări importante legate de problemele respiratorii. Nu uitați să vă abonați! Vă mulțumesc pentru vizionare!